Salutare, dragi prieteni! În acest clip vă prezint din nou drujba Micu Pădurar, o drujbă foarte bună. Sper să fie mai bună, da? Pachetul conține, evident, o drujbă, teaca pentru apărătoare, mai zis apărătoare pentru lamă și lanț, o cheie pentru bujie, dar și pentru a desface, a strânge lanțul, o pilă, imbusuri, șurubelniță și, evident, manual de utilizare. Prețul total de la Euro Unelte, foarte bună firma, 245 de lei ramburs. Și, evident, conține și o canistră pentru diverse, pentru a pune benzină în ea. Sper să fie bună, fiabilă, astea e specificații la ea. Micu Pădurar, SGZ1, da? GF0847S001G01. Încerc cu Micu Pădurar, ca la alte drujbe care le-am, am corecție și nu-s bune. Hai să vedem, facem un pic un test. Așa arată cutia ei, foarte ieftină. E luată de la resigilate, de pe eurounelte.ro. Hai să vedem acolo. Ia uitați, Euro Unelte, asta a fost firma. Spune aici, înapoi la expeditor, și a fost mai ieftină, pot să zic, adică la prețul total de 245 de lei. Deci asta a fost retur de la un client, a vrut să o mai ia și a băgat-o la resigilat. Nu mă interesează ambalajul decât să fie bună. Hai să facem o probă la ea. Așa, hai să facem o probă. Se vede. Așa-l ții. Așa. Ține camera aici. Am aici care mă ajută cu camera. Așa. Așa. Hai să vedem. O pornim la rece în momentul de față. Mai așa. Asta, dragii mei, este drujba. Sper să fie bună și fiabilă. Țin să vă spun că trebuie la ea să schimbați, mai exact să schimbați lanțul. Ăsta nu o să fie așa de bun, dar faceți treaba cu el. Are doi cai frumoși, chiar super ok, la prețul de 245 de lei. Nu știu acum, cred că o fi un pic mai scumpă, dar eu zic că e excelent de bună. Sper să fie ca Micu Pădurar să fie bună, nu ca alte, ca cum am dat eu, super gospodarul sau nu e cum am, frate, începe Micu Pădurar. Dacă o fi bună, sper să mă țină, da? Ăsta e și modelul ăia, da? Cutie, ăștia sunt accesorile. Pentru mai multe detalii, vă rog să-mi dați un comentariu, vă răspund cu mare drag. La revedere, v-am pupat! Încă o dată o să vă repet ce conține pachetul. Conține o gheară, pilă, șurubelniță, adică tot kitul, tot, știți cum arată, certificat de garanție, dar și manualul de utilizare în limba română. Prețul total de 200, oricum vă stau și un telefon care mă sună cu privat, e blocat, da? Deci 245 lei, da? Și aveți aici și numărul de la Euro Unelte, dacă vreți să sunați, o firmă foarte bună. Eu recomand cu crede, EMAG Euro Unelte. Extraordinar de bună, pot să zic. Dragii mei, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să dați un like, un share și un subscribe. La revedere, v-am pupat!